ce părere aveți despre faptul că Rusia a atacat Ucraina? Părerile sunt cam împărțite. Dar care e părerea dumneavoastră? Nu prea e bine. Nu prea e bine. Vă simțiți în siguranță în România? Nu prea. Credeți că o să fim înrolați în armată? La mine nu mai e cazul, că nu mai am banii, dar nu știu ce-l face tineretul ăsta, că deja dacă îi pui o armă în mână, se uită la ea ca la mașini străine, că nu știe. De unde vă luați informația în perioada asta cu tot ce se întâmplă? De la aparatul de radio. Așa? De la știri. Vă uitați pe Facebook? Ce faceți? Nu, pe Facebook mă puțin, mă uit pe altceva. Ce părere aveți despre faptul că Rusia a atacat Ucraina? Cred că e o mentalitate a lui Putin. El ar vrea să revină la vechea URSS. Gorbaciov n-a lăsat bine când a plecat. Ți-a lăsat, ca bă, să zică, bă, nene, asta e, asta nu vă băgați. Ucrainienii sunt foarte bine determinați, nene, e teritoriul nostru. Ce aveți cu noi? Nu vă vin la voi. Suntem aici. Cum s-a apropiat două state într-un stat? Cum? Că vezi tu Putin. Da, e o forță, un drac. Al doilea Stalin, de trebuie al doilea Stalin, e vacanță cu să omoare oameni. De ce? Acum forțează, nu vrea NATO lângă el. Corect, politic. Ne-am aliat, mă aliază NATO, suntem protejați. Corect, bine, asta spun că am făcut armată și sunt bine. Puteți să ne povestiți așa pe scurt despre momentul în care noastră ați făcut armata? Pentru că sunt foarte mulți și care n-au trecut prin. Păi am fost exact în 89 și am prins acea lovitură de stat, că nu pot să spun. Revoluție. Suntem acum o involuție foarte puternică, generată de neocomuniștii, care domnul Iliescu l-a dat frumos pe tovarășul Ceaușescu, mâna lui dreaptă, că am fost acolo, am fost la Consiliul de Ministri, l-am văzut pe tovarășul Ceaușescu cum l-a dus către moarte și chiar a fost el, n-a fost sosia lui, din informații, așa. Și păcat că l-am împușcat poporul care își omoară președintele în zi de sărbătoare, va fi blestemat. Bun, blestemul ăla nu știu cât activ neactiv e, dar se vede asupra populației, pentru că am ajuns foarte, foarte rău. Credeți că tinerii ar trebui să facă armata? Da. Care este motivul? Puțină disciplină. Deci nu știi care ți-e mâna stângă, piciorul stâng? Nu știi tu să înțelegi un cuvânt de la un om în vârstă, să ai respect? Deci nu știi să te coordonezi, ei sunt haotici. Ei cu tine și fiul la 23 de ani, că ea nu trăie la facultate, dar îl simte la armată. Păi bune, e băiatul meu, la puțin. Nu trebuie 2 ani, că am pierdut mult. Păi 6 luni de zile. Să fii tu apt, uite, în caz de. Se întâmplă cazul ăsta. Îți dau pușca în mână, ce faci? Te pui singur, ca un berbec. Deci ești o victimă deja din start când ți-am pus arma în mână. Considerați că ar trebui să ne fie frică pentru că suntem în România și pentru că ar putea să se întâmple ceva și la noi aici în țară? Nu, nu. Românii au luptat la greu. Probabil că deja ați aflat faptul că Rusia a atacat Ucraina. Legat de, e, nu știu cum să vă exprim, dar nu e bine pentru nimeni. Pentru nimeni, dar voi e teamă în țara dumneavoastră? Păi teamă. Ce să mai zic? E un pic de teamă, că legat de evoluția rușilor în trecut, prea e. Aveți copii, sunt sub 35 de ani. Am. Da? Am copii. Și sunt pregătiți să fie înrolați în armată? Nu știu. Unul am doi băieți. Unul făcut armata, unul nefăcut armata. Și cel care a făcut armata are probleme de sănătate legat de, mă rog, nu știu dacă vă, pe mine, mai mai pe mine în armată? Să ducă ăștia care are averi și care ne râde în nas. Ați înțeles? Ne râde în nas. Salut, de la Observatorul Prahovean suntem. Nu știu dacă ai aflat, dar Rusia tocmai ce a atacat Ucraina. Ce părere ai despre treaba asta? Nicio părere. Adică e război. Oficial e război. Nu știu cât război momentan, dar nu. Cum arată pentru tine războiul? Ce vârstă ai? 18 ani. Mulți ani înainte. Cum ți se pare? E o chestie pur economică? Despre ce crezi că e vorba? Cred că sunt interese mai mari la mijloc, pentru că cum ar fi, se vorbea și despre Imperiul Rus, că vrea să le reconstruiască Putin și tot așa. Cred că oarecum este vorba despre asta, dar nu știu dacă se va ajunge atât de departe încât să înceapă un al treilea război mondial sau... Nu știu, că sunt chestii mari la mijloc. Rusia a invadat Ucraina. Ce părere aveți despre povestea asta? Un lucru foarte urât. Credeți că suntem în pericol? România este în pericol? Bineînțeles.
oricând. Și ce ar trebui să facă România ca țară într-un astfel de caz? Aici, armată ne avem. Să rămână de la Observatorul Prahovean suntem, în legătură cu faptul că Rusia a atacat Ucraina. Ce părere aveți despre povestea aceasta? Nu prea bună. Vă e teamă în țara dumneavoastră? Nu e bine să fie război. Nu e bine. Credeți că suntem în siguranță în țară la noi? Suntem apărați? E totul ok? Apărați suntem, dar ce aparatură au și rușii, parcă... Vă este teamă în țara dumneavoastră? Păi, de teamă, că am mai trecut peste război. Sunt bătrână și eu. Dumneavoastră ați prins un război, cel puțin. Și cum a fost doamna în perioada respectivă? Păi, cum să fie? Și credeți că s-a schimbat ceva de atunci și până în prezent? S-a schimbat ceva, că n-am mai fost de atunci, dar acum dacă vine iar... Oare ne-am învățat lecțiile atunci? Ce să mai, atunci era un regim, acum e altul. Nu știu dacă ai aflat, dar Rusia a atacat Ucraina. Am auzit, da. Suntem, da. Practic suntem în războiul, da. Cele două, da? Ce părere ai despre treaba asta? Una foarte proastă, pentru că, cum să zic, noi suntem plasați oricum foarte prost, suntem fix între cumva, fiind parte din NATO, adică e un război între puteri și noi, ca de obicei în orice război, suntem plasați urât și noi jucăm foarte urât în aceste lupte. E urât, omor oameni nevinovați, suntem, adică pe lângă pandemia asta care se întâmplă și lucruri care se schimbă, persoanele care se schimbă, nu mai suntem, adică, însă cred că noi am trecut de perioada asta, e un mediu în care ne luptăm între noi, adică se pot rezolva unele lucruri foarte ușor, se pot rezolva foarte prin discuții, pentru că suntem oameni și putem să discutăm. Da. Și cu toate astea au fost discuții, însă se pare că Rusia până la urmă a ales să atace Ucraina, e război în prezent. Și vreau să te întreb dacă tu, în țara ta, în România, te simți în siguranță în circumstanțele date. Nu mă simt deloc în siguranță în circumstanțele date, pentru că NATO a avut bază la noi în Marea Neagră și fiind foarte apropiați de Rusia. Și noi suntem și între ei. Deci suntem, nu mă simt în siguranță, nu știu ce ne așteaptă, nu știu ce urmează să se întâmple. Și sunt atât mulți tineri care nu vor să partă, adică dacă ar fi să se agraveze situația și ar trebui armată și să lupte și România, mulți tineri n-ar vrea și, mai mult pentru că tinerii sunt în principal baza, n-ar vrea să meargă să războaie și să... Deci nu mă simt sigur, am mers și fată. Deci nu e ok. Domnule, după părerea mea, nu sunt naționalist, nu sunt rusofil. Rușii au dreptate. De ce credeți asta? Partea sudică cu litoralul Mării Negre trebuie să aparțină rușilor ca să întregească tot bazinul Mării Negre. Ucrainienii n-au fost stat independent când eram noi cu Moldova, cu Transilvania și cu Țara Românească. Ei erau un teritoriu pe care treceau cazaci, treceau rușii, treceau moldovenii, treceau tătarii, treceau toți. Deci se pare că ăștia, bolșevicii lui Lenin sau care au fost cu comuniștii, ce au fost ei, au înființat statul ăsta respectiv. Următoarea întrebare sună cam așa, în condițiile date, pentru că în momentul de față este război. Au murit oameni deja. Rusia a invadat Ucraina. Asta este o informație corectă și oficială și au murit oameni. Sunt oameni care au murit din cauza acestei invazii. Considerați România fiind foarte aproape și fiind în discuția asta, este o țară în siguranță? Da. Deci, vă simțiți în siguranță în țara dumneavoastră? Categoric pot să spun da. Rușii nu vor veni dincoace de granița noastră sub nicio formă. Nici formă de, cum se cheamă, de invazie terestră, nici aerian. Nu vor avea, cum se cheamă, curajul, n-au ce căuta sau nu vor putea să vină. Ce vă face să credeți acest lucru? Conjunctura internațională. NATO cu UE, cu tot ce vreți dumneavoastră de jur împrejurul nostru. Deci România, Polonia, Bulgaria vor fi, hai să zicem, eventual vor fi la graniță cu rușii eventual. Dar niciodată nu voi fi amenințat sau să mă simt amenințat că rușii vor veni sau vor bomba, nu zic de bombardare, că deja e prea mult. Nu vor fi niciodată la noi în România. Rusia a invadat Ucraina, da. E oficial război. Ce părere aveți despre invazia aceasta?
Păi nu mă surprinde. Rusia, de când a candidat Putin, prima dată, acum câte ani, 15 ani, poate 20, prima dată, l-am văzut periculos de inteligent. Periculos de inteligent și vrea să le facă Imperiul Sovietic, asta. Deși cred că nu prea îl țin bala, mai ales pentru o campanie mai lungă. Pentru că au o armată puternică, dar e un uriaș cu picioarele de lut, după părerea mea. Date fiind aceste circumstanțe, considerați că România este în pericol? Noi ca țară suntem în pericol? Ne pregătim și noi de un război? Ar cam trebui să ne pregătim. Atitudinea noastră și a oficialilor noștri, acum în ultimul timp, în contextul actual, îmi amintește de situația de acum câțiva ani, când am avut o iarnă foarte grea și sătenii noștri stăteau la cârciumă și așteptau să vină jandarmii să-i dezăpezească. Așa și noi așteptăm să vină NATO să ne apere. Ceea ce mi se pare... Nu suntem o țară chiar o putere, dar nici printre cele mai mici și neputincioase nu suntem. Am avea potențial să ne apărăm și singuri. Bine, în context, în cadrul NATO, dar oricum nu te aștept să vină altul să te apere. Numai că avem experiența secolului trecut, când ne-am bazat pe garanția marilor puteri și până la urmă am căzut pe locul 2.